Centrul European pentru Controlul Bolilor a anunțat că anchetează cel puțin 134 de cazuri de infectare cu salmonela în cel puțin 9 state europene. La mijloc sunt produse de ciocolată fabricate în Belgia și care au început să fie retrase de pe piețele din Belgia, Franța, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Germania, Suedia și România. Wel, het gaat dus om deze kindersurprise-eitjes die een vervaldatum hebben tussen de 11 juli en 7 oktober van dit jaar. Het gaat om de variant van 20 gram en de 3x20 gram. En verder zijn ook de maxi-variant van de kindersurprise-eieren betrokken. De chocobons zijn ook betrokken en de kindermini-eggs. En die hebben dan een vervaldatum tussen 10 augustus en 10 september dit jaar. Primele cazuri au fost descoperite în Marea Britanie în ianuarie, dar abia acum s-a stabilit o legătură cu produsele de ciocolată. Nu se știe clar ce ingredient este însă contaminat, așa că cei care l-au cumpărat le pot returna în magazine. Je viens faire des courses, mais j'en profite pour amener les petits œufs en chocolat qui sont destinés à mes petits-enfants d'ici quelques jours, puisque j'ai appris que il y avait un risque de salmonellose. On va les mettre à l'arrière, en attendant en stock. În carantină, tant qu'on n'a pas de nouvelles de la centrale pour savoir ce qu'on en fait en fait. Infecția cu salmonela apare în general la cel mult 48 de ore după ingestarea unui aliment contaminat și se manifestă prin febră, vărsături și dureri abdominale. Cei mai vulnerabili sunt copiii până în 10 ani, femeile însărcinate și persoanele cu sistemul imunitar slăbit. Centrul European pentru Controlul Bolilor afirmă că s-au observat și cazuri care au necesitat spitalizarea, iar pacienții prezentau simptome grave, inclusiv diaree cu sânge. Oficialii europeni analizează situația și vor prezenta un raport săptămâna viitoare.